Stimați telespectatori, în cadrul emisiunii Comori Eterne, astăzi am rezervat pentru dumneavoastră 26 de minute, timp în care vom discuta despre cântec, literatură și spiritualitate. La 40 de zile de la nașterea Domnului, în data de 15 februarie, pe Stil Vechi, Biserica prăznuiește un eveniment deosebit de important în viața pământească a Mântuitorului. Un mare praznic împărătesc, întâmpinarea Domnului, una din cele mai vechi sărbători religioase creștinești, cunoscută în popor și sub denumirea de Stretenia. Este sărbătoarea anuală a zilei în care Sfânta Fecioară Maria, conformându-se legii, a mers la templul din Ierusalim, la 40 de zile după nașterea Domnului, pentru curățirea ei. Părintele Pavel a binevoit să ne mărturisească despre semnificația acestei mari sărbători. De pe vremea lui Moise, când Dumnezeu a dat diferite legi poporului izraelitean, a dat și o asemenea lege ca cei născuți întâi de parte bărbătească să fie închinați Domnului. Deci acea aducere a templului însemna în Vechiul Testament o mulțumire în fața lui Dumnezeu pentru darul de copii. Această poruncă a venit să împlinească și Maica Domnului cu poruncul Iisus la plinirea celor 40 de zile. Ea, venind la templul lui Dumnezeu, a găsit acolo pe un bătrân, Simeon. Acesta bătrân era de 360 de ani, pentru că el încă în era înainte de Hristos, în anul 283, trăia pe vremea aceea de atunci și iată că s-au hotărât atunci să se facă traducere la cărțile lui Moise, a Pentateuhului, cinci cărți ale lui Moise și a prorocilor, adică cărțile Vechiului Testament. Și ei s-au adunat mai mulți cărturari, oameni de știință, oameni care cunoșteau limba, s-au hotărât să se traducă din limba ebreiască în limba elenească. Și iată că acestui Simeon, cărturarului acesta, i-a căzut tocmai prorocul Isaia, unde scrie aceste cuvinte. Și iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și îi vor pune numele Emanuel. Cei ce se tâlcuiește cu noi este Dumnezeu. Și atât că el, citind aceste cuvinte, traducând aceste cuvinte, mai bine spus, au crezut că este o greșeală de către autor, adică de către prorocul Isaia, și a șters și a scris că, iată, o tânără va lua în pântece de către bărbatul ei și așa mai departe. Și culcându-se peste noapte, el dimineața găsește tot aceleși cuvinte de la început care erau scrise, că iată Fecioara va lua în pântece și va naște fiul și îi voi pune numele Emanuel. Și el nu putea înțelege cine a scris aceste cuvinte. Și iarăși a șters și a corectat după cum credea el că este bine. Și tocmai a treia oară s-a făcut această minune de către Duhul Sfânt, au fost șterse cuvintele lui și scrise textul original, că iată Fecioara va lua în pântece. Și îngerul i-a descoperit lui Simeon că aceasta va fi o prorocie și așa va fi că Fecioara va lua în pântece și se va naște un fiu dumnezeiesc. Dar pentru că n-a crezut el și n-a vrut să traducă de la bun început așa cum era scris, îngerul Domnului i-a spus că tu nu vei vedea moartea până nu vei vedea pe acest prunc născut despre care tu traduci aceste cuvinte. Și iată că el, fiind în vremea aceea de atunci când el făcea această traducere, el deja era în vârstă de 77 de ani și era în anul 283 înainte de Hristos, și deci socotim 283 plus 77 până s-a născut Hristos, exact 360 de ani. Și atât că el, fiind mânat și el în acel timp când Fecioara Maria a venit la templu să ducă pe Iisus Hristos pruncul, el a fost mânat și el de Duhul Sfânt tocmai în acea clipă ca să fie acolo, în templul lui Dumnezeu. Și el a cunoscut cu Duhul, că acolo erau mai mulți copilași care erau duși la templul lui Dumnezeu, și el a cunoscut cu Duhul că acesta este despre care au scris cărțile Vechiului Testament și prorocii și psalmii. Și iată că el a luat
în brațele sale, a binecuvântat și ca o rugăciune a spus de acum că el fiind în templu, toți îi ziceau Simeon nemuritorul, pentru că el a petrecut de acum multe generații și el n-a destăinuit această taină, această vedenie pe care, această descoperire sau revelație dumnezeiască, el n-a descoperit-o nimărui. El o ținea în sine pentru că aștepta acea zi a întâlnirii sale cu Hristos Dumnezeu. Și când s-au întâlnit, iată că el de acum a rugat pe Bunul Dumnezeu zicând următoarele cuvinte. Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, căci văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feții tuturor popoarelor, ca să fie lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel sau poporului tău celui ales. Și se spune după de acum din scrierile Sfinților Părinți, din scrierile multor cronicari de pe vremea aceea de atunci, că chiar el după aceste cuvinte și după cei ce a înmânat înapoi pruncul mamei sale, el, osemintele lui s-au desfăcut, trupul lui s-au desfăcut așa, oase, praf și cenușă, pentru că el trebuia de mult să fie în lumea cea veșnică, dar a așteptat acest moment binecuvântat. Din negura veacurilor răzbate înspre noi adevărul că în toate timpurile biserica a fost focarul de manifestare culturală, religioasă și națională. Biserica ortodoxă este rodul evlaviei neamului nostru și la Corecea oamenii au fost și au rămas uniți în jurul Sfântului Lăcaș.